Mă, ce le toți ghiohăne acolo? Ce le tot frești, mă? Ce faci, mă, acolo, Dorele? Mă, nebunule, ce dracu faci acolo, mă, tu cu alea, mă? Ce ai, mă? Gata, m-a terminat. Ești un terminat, ai vrut să-i. Ce dracu ai în mână acolo? Ce? Ce-am să am? Digite, mă! Da, 5 de zile la oră? 5 la oră! Nu ca prostul ăla lui Dumbravă care nu mai are 3, că când a tăiat cu flexul și le-a tăiat, iar dacă bagă mâna mărușă, îi leșină mănușa, mă, că nu mă... Te-ai frins, mă? Bă, Creangă, eu te-am întrebat pe tine ceva și tu m-ai luat cu amintiri din copilărie cu ce făceai tu iarna. Zi, ce dracu-i cu sticlele alea în sacoșă, că aia mă interesează. Și nu-i sticle-i borcane? Și mai bine nu zic că după aia tu iar sar cu gura pe mine, da? A, așa fac eu. Da, mă, așa faci. Păi și de ce fac eu așa, mă? Te-ai întrebat de ce fac eu așa? Adică de ce fac eu așa tot timpul că fac așa, a? Ce așa, 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 cum mai omor, cred că ai zis după 14 ore, așa, așa, că n-ai... De ce sunt eu cu gura pe tine tot timpul? Zic eu de ce? Că niciodată nu stai să faci aici curat, să sclipească barul ăsta, să fie cârcium asta, tot timpul îți vine altă idee... Pleci, te duci cu altă treabă. În loc să stai aici să faci curat. Bă, știi cum vreau să fie cârciuma asta să strălucească? Bă, să vină unul pe ușă, să intre, să pună aici, să zică, bă, ia. Fii, să zică, bă, Bobiță, bă, deci cum strălucește asta aici? Da. Nu, tu tot timpul ai altă treabă. Zici ce faci cu borcarea aia, că dracii te ia. Deci fii atent, zic, dar promis că nu strici feng shui-ul, da? Na. Ce să nu strig, mă? Feng shui-ul. E tal, dracu, ai învățat cuvinte noi. Zici ce faci cu ele, că dacă nu-mi zici, atunci ți-l stric. Deci fii atent, deci pe Gianni nu l-am băgat în asta. Nu l-am băgat, că ăla tot timpul strică schema. Da, că el are numai scheme proaste, mai 4-3-3 ofensiv joacă. Da. Așa, deci nu l-am băgat pe Gianni. Și borcanele astea, ca să zic ce fac cu ele, le iau și le încarc cu miere și fac o grămadă de bani. Știi câți bani să face pe miere? O grămadă, deci bubui pe piță. Abia aștept. Borcana la alu, că-mi trebuie la toamnă să pun zacuscă și gogoșari și toate alea acolo. Pui tu zacuscă, bă, tu pui zacuscă în burta aia mare, bă, că mănânci cu limbra fără pâine, de-ți rămâne ulei de la ambar, bă, știi și ce să prind zacuscă tu? E tal, dracu, îmi dai vreun examen culinaric acum, nu știu cum ți-ți face zacuscă. Bine că pui tu mierele, de unde pui tu, mă, miere în borcanele alea? E de unde, treaba mea, mă, de unde pun eu miere. Dorele, ești gata? Eu m-am pregătit, mi-am făcut costum de albinist. Vezi? Mamă, câtă tare e, bă, fii atentă! Deci este exact ca în filmul ăla dintre enciclopedia, bă, e unul la unul! Fii atentă că mi-a pregătit și eu costum! Hai, iau, ia, ia, fii atent! Ia, uite, ia! A, bă, mă deschizi, bă! A? A? În partea asta, da! Ce tare e! Iau-te, bă! Da, adică tu l-ai făcut cum ar veni, mula perfect în capul tău, nu? La comandă! Nu l-a făcut la comandă, a luat-o de la dritul, bă, 15 lei a dat pe ea, bă. Mă, ce faceți, voi, vă pregătiți pentru bârci, vă duceți ceva supereroi în mizerie pe la bârciul de la Țăndărești sau ce dracu v-ați îmbrăcat așa, bă, ce cârpele alea în capul vostru? Mă, ce cârpe, mă, astea nu sunt cârpe, deci ăsta este costumul meu de albinist și eu mi-am făcut așa ca să mă protejeze de înțepături, vezi ce frumos? Haute, bă! Nu trece, mă, albina! Te-ai prins? Acum m-am prins, deci tu ziceai, nu că dacă îți lași aia pe față, când vine albina aia e proastă, ea n-are creier și cum ar veni se pune pe aia, vede că e plasa aia și ea nu mai știe unde e fața, se blochează și pleacă. Da. Dar ce, mă, ca gula mea lui, ca lumea auto aia? Foai de mine, ca gula ta e șmecheră rău. Pe unde intră albinii? Că n-are poze. E dragi, nu știe, le blochez. Eu nu înțeleg cum o femeie așa inteligentă cum ești tu, Gianni Nuțu, s-a lăsat proștă de ăsta de intră în mizeria asta de afacere cu mirea. Nu mai bine stai tu, mă, frumos aici cu mine. Îți dau o limonadă, un suc de portocale și vezi treaba ta. A, nu, mersi. Dar să știi că a fost ideea mea. Da, uite, de asta mi-era frică. Da, și de ce te mire așa? Pentru că mirea este foarte importantă, polenul nu mai zic. Și practic polenul e esența la miere. Cum e esența de rom, esența de rom. Bă, lasă-o, mă, să zică, mă, nu mai întrerupe atâta, mă, așa, mersi, colega. Și aici vreau să ajung la lăptișorul de matcă, că eu am citit pe internet că este foarte, foarte bun pentru sănătate, pentru ten și ca și anti-îmbătrânire. Și eu cum vreau să trăiesc cel mai mult ca să vă îngrop pe toți, m-am gândit la ideea asta de afacere, știi? Da, bă, dar ce-mi place mie cu ce-ți voi afacere la sărăcia asta de 13 borcane cât aveți voi în sacoșa aia, de cred că nici capace n-are, e împerecheate capacele alea, mă, sau e vai mama lor? Lasă-mă, nu ne-ai mai purtat o nouă de grijă, mă, mamă, Gianni Nuțu, mamă, să vezi lăptișor ce-ți dau eu ție. Vezi, cum vorbești, că intră frunul pe aceea și te aude și... Eu, mă, disperatule, mă, că ziceam de albină, mă, de regina aia, frumos, o prind.
o leg frumos cu un căpăstru și după aia mă apuc și-i mulg lăptișorul de matcă, îl dau lungi, Alina să facă crenă, că mie nu-mi trebuie lăptișorul. Eu pentru miere mă duc, știi? Mierea... Ce dragi de miere, lăptișor de matcă, mulgi tu matca și vorbiți aici, mă. Aveți voi albină, aveți voi stupe, știți voi cu ce se crește albinele? Ia. Știți voi ce mănâncă albinele ca să-ți facă lăptișor sau miere? Știi pe dreacu să te ia mulge albina tu și-ți dă lăptișor? Te vezi, mă, că nu știi ce vorbești, mă. Tu crezi că să mai crește albinele cum să creștea înainte, mă? Mi-a făcut ăștia acum niște stupi, de pui borcan, ai dat drumul la robinet și curge mierea, bă! Bă, a pus robinet la stupi! Da! Hai de capul meu, Salut, Boviți! Hai, salut, Angelina! Deci hai că noi trebuie să plecăm, da? Dorele, mi-a adus și tu două coniace, că nu stă mult să nu se ține gardul ăsta mai tare. Hai, mă, mai fă-mi. Du-le tu, mă, că noi avem treabă, trebuie să plecăm, Boviți. Să le duc eu, du-te și dă-le coniac la oamenii ăștia că ți-a comandat. Deci fii atent, îi servesc și după aia plecăm. Da, noroc că n-am găsit pe nimeni să mă ajute, mă. Da, mă, mare noroc pe mine că nu știam eu ce să fac în ziua mea liberă. Dar ce s-a întâmplat, mă, de la ce v-ați luat de... Ăsta alaltă era venit beat acasă, dar știi cum rău de tot și ca să nu se prindă nevasta, ce a zis în prostia lui de bețiv? Ia să sar eu, bă, gardul. Și la câte de mări a căzut cu tocul gard și l-a făcut terci. Ma. Și l-a mai bătut și nevasta, care aia a crezut că au venit hoții la curci. Nu te m-a bătut, bă, că nu m-a bătut. Hai, că te bate nevasta cancele la ordinea zilei, ce dracu. Da, Bobiță, noi trebuie să plecăm, că noi avem treabă. Hai, Giarino, să curgă mierea aia, să curgă și banul mai gros ca mierea. Ia stai așa, mă, care miere, mă? De unde? Avem noi miere, avem, mă, afacere cu miere. Avem miere lăptișor de matcă, avem polen. Știi ce lăptișor de matcă are canciură de la 3,5 de gresat? E ceva... Bă, chiar aveți miere, mă? Da, mă, dar de ce întrebi? Bă, vreau și eu vreo două borcane, mă, că poate spăl și eu păcatele în față la nevastă, că tot voi aia miere. Auzi, ia stai așa. 80 de lei ajunge pentru două borcane. Hai de capul tău! La 80 de lei îți aduc două borcane de miere și îți dau gratis un căpăcel de polen! Să vezi ce căpăcele ții tu de la mine, capul ăla. Zii, mă, Carciu. Ce să zic? Te-a bătut? Nu după ăsta, mă, nu poate. L-a bătut consoarta. Bă, Dorele, mai merge mult. Mie îmi place natura, dar mai mult să o privezi din fața televizorului decât să merg prin ea. Bă, Gerina, stai, mă, liniștită, mă, că unde merge, merge la sigur, mă, nu mai e mult. Și de unde ești tu așa precis că albinele o să te urmeze pe tine, a? Ce vorbești, mă, până la mine, mă, iau-te cea la mine, mă, de ce am brichetă? Frumos, am țigare, fai de cap pe-o, deci le-am dat două bețe la albine când ajung la ele, să le trezesc, că sigur, putorile dorm acolo în loc să facă miere pentru noi. Le-am dat, le-am trezit, am aprins repede țigara, fac fum, le-am năucit în cap și gata, aia e! A, ai înțeles? Bă, tu vrei albinele să fumeze? Vrei să aibă probleme cu plămânii? Bă, Gianino, mă, știi cum e, mă, cu fumul la albine? Deci exact cum e cu ochelarii la cal, mă, știi? Aia, dar nu vede stânga-dreapta, calul vede decât înainte când îi pui ochelarii. Și eu ce fac frumos? Am ajuns la ele, pac, am aprins, am dat două bețe, ele iese năucite, iese de acolo. Și după aia le iau eu frumos cu bățul de la urmă, zic, hai fetele, tata, hai, și le mut frumos, le mut în stupul ăla de lemn cu robinet, le scot în bordea aia ăla. Dacă nu o să-mi pupe mâinile, uite în coala mele, ce mâinile o să mi le pupe albinile, zic. Deci, Dorele, eu chiar am obosit. Știi ce? Te aștept acasă, vii tu și-mi povestești cum a fost, da? Hai, pa! Mai, bă, stai, mă, că nu mai e mult, mă, și le găsim, bă, Gianino. Treaba ta. Ha? Atleia! Le-a găsit! Opa! Hai, fetele, nu tata! Trezirea puturoasilor! Oho, au tintu sus o ială! Hai, priți-vă pe treabă, stați așa! Ha? Hai, 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 hai! Pa! 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 Ce faci, meștere? Ai umplut borcanile alea sau ce ai făcut? Bă! Ce, mă? Ia zi, mă, ce ai făcut? Ma! Ce dracu ai pățit la fața aia, mă? Ai intrat peste regina albinelor, ce mamă, ești ca aia ce dilarionic de la băgat, da. M-a păcălit, mă, Bobiță, mă! Eu am crezut că era albine, dar era iesp! E tale, dracu, și nu ți-a zis că e iesp, a? Nu, mă, cât ziceam făcut, deci prima oară când m-am dus, m-am uitat atentate la ele, deci era exact ca albinele, deci era negru cu galben. A doua oară când m-am dus, n-am mai verificat. Am băgat direct, pac, borcanul i-a tras un băz la ala. Ma, aici e roi mare de iesp, deci m-a slăbărât,
M-a bubuit tare. Te doare, n-ai? Mamă, nu mai pot în față. Băi, Dorele, tu-ți bagi de mine, mă. Ce-ai păcii, bă? N-auzi, Canciule, că ai intrat peste ghies pe acolo un cuib și ala n-a știut că vine, că nu le-a anunțat și l-a lovit copitele lui, nu vezi ce are acolo. Bă, ce miere mi-ai dat tu mie, mă? Ce? Treci, bă, să-i spui lui nevastă, băi, apoi, că e vina ta, bă. Că zice asta că am băut banii de miere, bă, și am zis nenorocirea aia. Ce nenorocire, mă? Bă, a pus ăsta, a pus niște zahăr într-un borcan, băi, nene. După care a pus niște miere deasupra. A venit într-o hârtie că s-a închis să nu văd eu și mi l-a dat. Nu-i, mă, că așa e mierea, mierea naturală, să zaharisește imediat, o ia de jos în sus, așa, și ce mai rămâne? Da, și mă, figură, mă, și scoate banii. Hai să-i spui lui nevastă, da, bă. Dorele, dacă sare nevasta la bătaia, să-i dai cu venin de la, că la cât ai în punguțe, dobori și elefantul din picioare.